Prin hotărârea Comitetului de Urgență FRF din 11 mai 2020, campionatul Ligii a III-a nu va mai fi reluat pentru partidele rămase de disputat în sezonul 2019-2020, însă vor exista câteva partide care vor decide promovarea. Dacă diferența dintre primele două clasate în seriile din cel de-al treilea eșalon este de maximum 3 puncte, se va disputa un baraj în dublă manșă. În această situație se află oltenii de la CSM Slatina, care sunt la egalitate de puncte cu Progresul Spartak în seria a treia. Astfel, echipele care au un avans mai mare de 3 puncte în fruntea clasamentului vor promova în Liga Secundă, iar aici regăsim formația U Craiova 1948, care în sezonul următor va evolua în cel de-al doilea eșalon fotbalistic. FRF a mai decis să nu se retrogradeze, astfel că CSO Filiaș nu va cădea în județeană, de unde ar putea promova Unirea Tricolor de Buleni, echipă ce conduce Liga a patra Dolj și care ar fi favorită pentru a disputa barajul în 3 decis de către conducătorii fotbalului românesc. În sezonul următor, seriile Ligii a III-a vor avea 18 cluburi la start.